Salutare și bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vreau să vă povestesc ceva foarte, foarte interesant și foarte frumos. Știți foarte bine că am susținut examenul pentru licență și bineînțeles că nu am vrut să merg la examen singură, am mers cu Dumnezeu înainte. Dumnezeu m-a ajutat foarte mult în viața asta, în tot ceea ce i-am cerut și tot ce am făcut în viața asta a fost împreună cu Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, am mers la examenul de licență, dar până să merg la examen a trebuit să fac lucrarea de licență și vă dați seama că nu mi-a fost foarte ușor, având în vedere faptul că am terminat acum 7 ani de zile facultatea. Nu aveam nicio cunoștință, vă dați seama că trebuiau cunoștințele reîmprospătate, nu aveam nici foarte multe materiale de lucru, dar Dumnezeu m-a ajutat, binecuvântat să fie numele Lui, și am reușit cu lucrarea de licență, am terminat, am luat-o, am trecut, slăvit să fie Dumnezeu, sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare, îi mulțumesc Domnului din toată inima mea. O altă experiență cu Dumnezeu, ieri am fost la piață cu surorile mele și de acolo îmi doream foarte mult să găsesc un sandwich maker. Copilor mei le place foarte mult sandwich-urile calde. Ei adoră să mănânce sandwich cald, mai ales cu cașcaval, și nu mai aveam. Se stricase sau... Și bineînțeles că aș fi putut să-mi iau unul nou, dar decât să-mi iau unul nou care să coste mult bani, am zis hai să merg la piață și să găsesc un sandwich maker ca nou, dar să coste mai puțin bani. Și așa că, fiind acolo în piață, mă rugam cu voce tare și ziceam Domnului, Doamne, te rog frumos, ajută-mă să găsesc un sandwich maker, pentru că Tu vezi că am nevoie și copiii mei își doresc foarte mult să mănânce sandwich calde, mai ales dimineața, înainte să meargă la școală. Eu nu-i trimit la școală nemâncați, pentru că acolo mănâncă foarte târziu, mănâncă pe la 11-12 și dimineața le dau tot timpul ceva să mănânce. Că cum am terminat de zis, Doamne, te rog, ajută-mă să găsesc un sandwich maker, doar ce m-am uitat la cumnata mea și mi-a zis, uite, sandwich maker. Și trecusem prin locul ăla de vreo 2 sau 3 ori. Vreau să zic că Dumnezeu este lucrător. Dumnezeu este un Dumnezeu care aude. Ne aude ori de câte ori strigăm la El și împlinește dorințele care sunt făcute după voia Lui. Împlinește, ascultă rugăciunile și rezolvă cererile. Așa că dacă nu ai credință că Dumnezeu poate să-ți rezolve o problemă, cel mai bine este să te rogi Domnului să-ți dea credință, să-ți mărească întâi credința. Și având un pic de credință, cerându-i Domnului Iisus și mai multă credință, poți muta și munți din loc. Și haideți să vă arăt ce sandwich maker am luat de la Talcioc, de la Târg. Este foarte bun, aici e eticheta. Curăț aici mai bine. Am cașcaval feliat, am pâine și am făcut acum dimineața copilașilor mei sandwich cald cu pâine și cașcaval. Așa arată sandwichul cald făcut la sandwich maker. Este foarte bun, copilor le place. De ce aleg să vorbesc lucrurile astea? Aleg să vorbesc pentru că am un Dumnezeu viu și vreau ca toată lumea să-L cunoască și să înțeleagă că atunci când ceri ceva de la Dumnezeu și îți pui nădejdea în Dumnezeu, El nu stă nepăsător și te ajută. Lăudat să fie Domnul! Am și frumoșii mei aici, care mănâncă sandwich cald. Cum este e nou sandwichul? Îți place? Poftă bună! Maria, ce are acolo? Poftă bună la Târg cu ghii! Ce? Poftă bună la Târg cu ghii! La toți copiii? Maria, tu ce ai acolo în pahar? Fistigar! Squash? Da! Păi foarte puțin squash și adaugi apă. Și este sănătos, mai sănătos decât sucul de fructe, pentru că nu conține foarte mult zahăr.
Pentru că astăzi merg la aeroport, m-am gândit să fac repede niște turte în tigaie din alea coapte și am drojdie românească, drojdie proaspătă. O să pun la 2 kg de făină, cred că o să pun, nici nu știu sigur cum să măsor, că eu fac de obicei cu drojdie uscată, nu cu drojdie proaspătă. Cred că o să pun jumătate din pachetelul ăsta la 2 kg de făină. Pun și o lingură de zahăr. M-am hotărât și am pus toată drojdia. O să pun puțină apă caldă ca ea să se înmoaie aici și să crească. Și după asta, după ce se topește tot aici în apa caldă, zahărul și drojdia, o să încep să înmoi aluatul, să frământ aluatul. Lăsăm să se topească aici totul. Este prima dată când fac turte cu drojdie proaspătă. Eu sper să fie ok. Și dacă facem turte, facem și ciorbițe de fasole cu afumătură. Așa a crescut drojdia. Și acum o să cern făina să fac aluatul. Am cernut făina, punem sare și începem să frământăm. Gata și aluatul, învelim cu folia alimentară, apoi cu prosopul și lăsăm să crească. Uite, așa a crescut frumosul ăsta. Super! Mamă, trebuie să fac și turte în ulei cu zahăr și facem și coaptă la tigaie. Avem aici turtele în ulei, avem și turte coapte aici și cu zahăr și coapte. Am ciorba de fasole cu afumătură. Poftă bună! Acum aici am ieșit din Picky Mouse, din Liverpool. Am venit și mi-am luat două fustițe frumoase la reducere. Am ajuns acasă Nu e acasă. la Andreea. Da. Am venit să acasă luăm la copii de la mine. Andreea și vreau să vă spun ceva. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am la cine să las copiii. Dumnezeu m-a binecuvântat cu sora mea. Dumnezeu m-a binecuvântat cu 5 surori și ne-a pus una lângă alta. Când pleacă una la o treabă, lăsăm copiii la cealaltă și tot așa. Mulțumim Domnului. Chiar dacă mama mea nu mai este în Anglia și a plecat în România înaintea noastră, ne bazăm una pe cealaltă. Andreea face ceva de mâncare ca să mâncăm. Aducă pilaf cu sânuță. Tati se joacă cu copiii că abia a ajuns de la muncă. Împăturesc câteva hăinuțe ca să o ajut pe Andreea. Vă pupăm și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Pe curând! Pa, pa! Pa, pa!